Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu Gimp, emisiunea de promovare electorală. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV. Astăzi, la această oră, îi avem ca și invitație pe domnii Dorin Gligor, candidat pro-România pe lista de consilieri județeni pentru județul Hunedoara, și în același timp pe domnul Cristian Vârdea, tot candidat din partea Pro-România, pe aceeași listă de consilieri județeni pentru județul Hunedoara. Tema emisiunii Pro-România în alegeri. Bună ziua, domnilor, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. E prima noastră emisiune TV. A, da. Aveți emoții? Puține emoții, dar... Băgați-l acolo sub birou, că dacă vreți să fiți un politic, atunci trebuie să scăpați de emoțiile astea. Încep cu domnul Dorin Gligor, până vă mai detenționați dumneavoastră. Domnule Gligor, din nou pe lista de consilieri județeni, nu v-ați săturat de politică? Da, interesantă întrebarea dumneavoastră. Nu cred că atunci când m-am angajat în fața cetățenilor, cred că asta a fost în jurul anului 2000, când am spus da, vreau să vă reprezint, am început o muncă. Am început o muncă din care se câștige cetățeanul. Asta cred eu în politică și cred în continuare că așa trebuie procedat. Elementul central, obiectivul pentru care facem politică, dacă discutăm de o comunitate mică, e comuna, dacă discutăm de județ, e județul și dacă discutăm de România, dacă discutăm la nivel național, e România și românii. Păi da, dar nu v-a plăcut nici la comună, nici la... Nu m-a plăcut la județ pe acolo. Nu, eu am spus cum văd că fac politică. Politica nu faci singur. Politica nu faci singur, o faci într-o echipă. Acum suntem aici, în studio, alături de dumneavoastră, pentru a le spune cetățenilor gândurile cu care ne prezentăm în acest start de campanie, să-i spun așa. Am început munca cu o nouă construcție numită Pro-România și ne așezăm acum la start, pentru că asta înseamnă alegerile locale, asta înseamnă așezarea fundamentului construcției politice Pro-România. Cred că partidele mari nu mai reușesc să fie eficiente în slujba cetățeanului pentru că au propriile probleme extraordinar de ridicate și de care ele nu mai reușesc să scape. Și atunci e nevoie de construcții noi, elastice, asupra cărora să nu greveze problemele interne din interiorul partidului. Eu sper că am reușit să facem primii pași în acest sens cu construcția numită Pro-România și cetățenii să ne valideze la aceste alegeri. Bun. De ce Pro-România? De ce la Pro-România și ce v-a determinat să vă îndreptați spre formațiunea asta politică? Da, după nu știu câți ani, că nici nu aia de 17 ani într-un singur partid, am explicat la momentul respectiv, în urmă cu 3 ani de zile, de ce pun punct. Am fost un mare partizan la momentul respectiv a unificării drepte din România, ori constatarea mea la momentul respectiv, și nu m-am înșelat deloc, a fost că, de fapt, proiectul a eșuat și a ajuns în cu totul și cu totul altă zonă, prizonier unor diverse interese. Și atunci am început o construcție nouă. Am început o construcție nouă alături de un om, Victor Ponta, în care cred că și el de-a lungul timpului a fost nedreptățit. Și iată-ne astăzi prezenți în startul campaniei electorale. Am început cu o idee în urmă cu 3 ani de zile când m-am înscris, încă nici nu eram ființat partidul. Așa. Era doar o platformă, o gândire, facem politică în alt mod. Am construit partidul, am construit organizații. De asta vă spuneam că
faci politică la nivelul comune sau la nivel național, pentru că o faci alături de colegi. Și astăzi ne prezentăm la startul acestor alegeri, noi în calitate de consilier județeni, alți colegi în candidați de primari, alții candidați de consilier local, candidat de președinte de Consiliul Județean și chiar Victor Ponta spunea, așa am început cu o idee, adică suntem ca un copac, prima dată a fost coroana și acum prindem rădăcinile, adică structurile locale. După aceste alegeri și încă o dată eu sper că electoratul va valida acțiunea noastră politică în sensul de a avea structuri administrative locale. Hai să trecem și la domnul Vârda, poate au mai trecut emoțiile între timp. Domnule Vârda, dumneavoastră ați mai cochetat cu politica? V-ați mai iubit cu ea așa din când în când sau e prima oară când faceți pasul ăsta spre o formațiune politică? Da, am mai cochetat cu politica, am fost înainte de a fi în Pro-România și în PNL pentru un scurt timp. Dar dacă îmi dați voie, aș dori și să mă prezint, am în vedere că sunt și pentru prima dată la emisiune și nu mă cunoaște lumea. Asta urma să vă întreb cine sunteți, dar dacă vreți să ne spuneți dumneavoastră așa... Da, numele meu este Cristian Constantin Vârdea. Sunteți sigur? Sunt născut în 1970. Nu, sunteți sigur că așa vă cheam? Cu siguranță. Așa, vă rog. Sunt născut în 1976 în municipiul Brad, unde am urmat atât școala primară cât și liceul. Sunt licențiat la Facultatea 1 decembrie Alba Iulia, Facultatea de Drept Universitate 1 decembrie. De 15 ani profesez ca avocat în Barou Hunedoara, din anul 2006, când m-am mutat și în municipiul Deva. Practic am schimbat municipiile. De scurt timp am ajuns și eu în Pro-România într-un proiect nou. Cred că sau sper să-mi aduc și eu activitatea prestată în avocatură în acest partid într-o construcție nouă. Dacă se observă atât pe lista de candidați și pe ansamblu promovăm mulți tineri, avem cea mai mică medie a candidaților, 42 de ani, și cred că în aceste alegeri vom scoate un scor cât se poate de bun. Bun, deci dumneavoastră sunteți avocat, da? Da. Și ziceați că sperați să vă aduceți serviciile pe care eu știu dumneavoastră v-ați dovândit anumite skill-uri, anumite abilități în meseria asta. Ce servicii ați putea aduce dumneavoastră partidului și... Păi în Pro-România dețin funcția de secretar general al Partidului Reneța Județeană. Mai mult lucrez pe tehnic în ce privește munca de birou, pe legislație, organizarea partidului. Am înțeles. Bun, și de ce ați ales acest partid? Pentru că, în primul rând, a fost un proiect nou, îl apreciez și pe liderul Victor Ponta și se promovează o altfel de politică, o politică a construcției, așa cum spunea domnul Gligor, o construcție nouă pentru a avea oameni, pentru a promova oameni mai competenți în atât în structurile locale cât și naționale. Bun. De ce pe lista de consilieri județeni și nu altundeva? Ați considerat că în cadrul Consiliului Județean puteți să aduceți servicii mai multe partidului? Atât partidului cât și județului în sine, pentru că după cum știm, finanțarea pleacă de la Consiliul Județean, în tot județul. Eu cred că trebuie schimbat cam tot județul în ce privește atât infrastructura cât și alte chestiuni de organizare. Domnul Gligor, ce zice colegul dumneavoastră de schimbat infrastructura și organizare? Ba, eterna poveste în România, dar am ales să candidez pe lista de consilieri județeni să sprijin candidații din fiecare localitate, din... Am înțeles. Din Consiliul... Dar ce trebuie schimbat în județ ca să revin la întrebarea Hunedoara? Eu cred că mentalitatea administrativă a celor ce conduc Consiliul Județean e condiția numărul unu. Eu cred că de-a lungul timpului am demonstrat că se poate. Am demonstrat că se poate. Cred că ultima problemă sunt banii.
Dar atunci când aceștia sunt cheltuiți fără eficiență, atunci, sigur, ni se prezintă în față aceeași problemă, nu sunt bani, nu sunt bani, da? Uite că de atâtea ori când un politician a ajuns într-o funcție și are un interes, el și echipa sa, apar bani. Și asta mi se pare, nu mi se pare în regulă deloc. Dar când un cetățean solicită și mi-amintesc și sunt lucruri de care sunt mândru, privesc pe oricine în ochi astăzi, mi-amintesc, nu știu, am repartizarea sumelor pentru ONG-uri, nu știu, în 2015 și e atâta potențial în acest județ, atâția oameni pasionați, dar care din lipsa unor finanțări, din lipsa, fie că discutăm de asociații sportive, fie că discutăm de asociații culturale, că discutăm de un cor, de o formație, de ansambluri de copii, sunt absolut subfinanțați. Sau că discutăm, sigur, și de starea bisericilor din mine mă interesează drumurile, din județul nostru. Nu, am discutat că a discutat doar de drumuri, discutăm de zona financiară, că până la urmă de aici încep toate. Dacă există o risipă, atunci nu avem nici drumuri corespunzătoare și dacă mă refer la Consiliul Județean, lasă de dorit și calitatea serviciilor din cele trei unități spitalicești din județul Hunedoara aflate în, mă rog, sub ordine, în coordonarea, să-i spun, Consiliului Județean, Deva, Gioagiu și Brad, sanatoriile de la Gioagiu și de la Brad. Da, să revin un pic la, și atâția oameni pasionați din județul Hunedoara, da, dacă mentalitatea în Consiliul Județean e, hai să protejăm pe ai noștri, acum să ia niște bani și ai noștri, pentru ce? Nu contează că inventăm noi ceva să acoperim, asta nu e în regulă. Asta nu e în regulă pentru că județul nu se dezvoltă, oamenii nu sunt răsplătiți, apare, e normal, și sentimentul de nedreptate și asta e, din punctul meu de vedere, sentimentul de nedreptate total ne la locul lui ca tu prin acțiunea ta administrativă să sădești nedreptate și să faci partizanat politic. Și de asta spun și o repet, eu nu mai cred în comportamentul major politic astăzi în România și eu, dacă nu mai crezi, datoria ta e să construiești. Da, în politică, întotdeauna poți să câștigi sau să pierzi. Da, așa e și în sport. Și atunci e extrem de important să nu cedezi și să fii consecvent pe acest drum. Acum revin la infrastructură. Iar îmi aduc de aminte și tot în perioada respectivă preluasem responsabilitatea de a conduce Consiliul Județean și, nu știu, dar asta o știam și de când eram prefect, de aglomerația din zona Prislop și asta ca densitate, sigur, acum s-a mai diluat, dar emblemă, județul Hunedoara. Pelerinajul la Prislop. Nu putem ajunge, nu mai putem să vină jandarmii, să vină salvările, dar nu avem infrastructură. Și atunci eu cred că am demonstrat-o într-un regim de urgență, am găsit finanțare, încât să modernizăm drumul de urgență, că ziceam, păi nu lasă că-l facem anii următori. Păi dar au trecut, trebuia făcut anii trecuți. De asta vreau să spun, dacă activitatea, și cred că ăsta e dușmanul numărul unu a dezvoltării, a creșterii standardului de viață, și nu numai, din păcate, nu doar în județul Hunedoara, ineficiența administrativă, prizonieratul, și subliniez asta, celor ce administrează și o instituție gen Consiliul Județean. Unde că sunt el prizonier? Se numește cine Hunedoara cu atât, cu atât mai rău. Cine ține prizonier, domnul? Păi, cum cine? Cred că n-aș vrea să... Păi da, cine ține prizonieratul celor care administrează? Cine ține prizonieri?
categoric formațiunea politică. Păi, dar ce? Lor nu le place să fie prizonieri? E ca și aia, cu Maică Daviolu. Nu, despre asta am discutat. Dacă nu-ți place, pleci. Chiar din potrivă, cred că le prea place, da. Și atunci? Ce înseamnă asta? Și atunci asta înseamnă alegerile. Alegerile sunt momentul în care electoratul, în cunoștință de cauză, că asta e o altă discuție, adică se cere electoratului să voteze, dar să faci cât de mult posibil să o facă în necunoștință de cauză. Și dacă electoratul votează în cunoștință de cauză, există măcar speranța că lucrurile se pot îndrepta. Domnul acesta care este cu dumneavoastră, domnul Cristian, e mai nou în politică, așa? Pe listele de consilieri județeni aveți oameni care au mai făcut politică sau ați adus oameni noi? Mi-ați spus că sunt tineri, dar nu știu dacă sunt și noi în politică. Nu, că, sincer, domnul Grigor, da. Eu, Simeon, m-am săturat de 20-30 de ani să-l văd pe X, Y, Z, ba într-o parte, ba într-alta și din 4 în 4 ani să vină să-mi spună ce frumos și deștept sunt ei. Nu vreau să mai văd și pe alții. Bine, acum nu așa, sunteți destul de tânăr, nu vă trimit la pensie. Dar sunt unii pe care i-aș trimite la pensie. N-am pus problema în felul ăsta și eu, dacă mă întrebați, eu cred că a luat lucrurile de avalma. Nu, că n-am vorbit de dumneavoastră. Nu e vorba de mine. Eu vă spun, categoric, da, categoric, da. Sunt mulți oameni noi. Avem nevoie și de noutate, avem nevoie și de experiență. Deci avem nevoie de echilibru. Eu cred că societatea românească are nevoie de echilibru, de dezbatere responsabilă și nu de categorii de orice fel puse unele împotriva celorlalte. Și dacă ne uităm, dacă învățăm ceva, că iar e adevărat că singurul lucru care se învață din istorie e că nu se învață din istorie. Dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat în acești 30 de ani și există un proces de evoluție, e drept lent, de modernizare a societății românești, da, poate el făcut mai mult prin sisteme internaționale și nu prin dorința proprie de a ne dezvolta. Noi am intrat în Uniunea Europeană, au apărut directive, facem așa în zona respectivă. Eu cred că aici e o mare problemă. Lupta între cei ce au plecat dincolo versus cei ce au rămas aici. Bugetari versus privați. Vi se pare normală evoluția asta? Mie nu mi se pare. Și atunci cum o rezolvăm? Dăm un exemplu. Știi, mie chiar mi se dacă normal, se spune despre cei ce s-au dus mai de bine. Dacă tot m-ați întrebat, țin minte o campanie vehementă. Să vă răspund, domnul Grigor. Dați-mi voie să vă răspund. Eu n-am terminat și cu m-ați întrebat dacă mi se pare normal. Da. Vă rog. Vi se pare normal și vă dau un exemplu. Țin minte la un moment dat vehemența celor de la PPDD. Și au fost votați într-o bună măsură. Păi au trecut de 10%. Ce au făcut cu voturile după alegeri? Le-au vândut. Majoritatea s-a dezintegrat că ei nu puteau reprezenta electoratul care i-a investit cu voturi. Ei după aia s-au dus și au negociat. PSD-ule, mă cumper cu atâta, să ridic mâna cu tine. Nu s-a mai uitat la cel ce l-a mandatat să meargă, nu știu, că au ajuns peste tot, și în consiliile locale și în Parlamentul României. PNL-ule, mă cumperi? Odată ce ai luat și ai primit votul, ai primit investitura, în momentul respectiv trebuie să reprezinți. Pentru că astea sunt cauze majore a derapajului democratic din România. Și atunci, eu nu pot să cred că vine cineva și spune, păi, nu știu, eu, nu știu, sunt încântat așa de valorile României, pornind de la, nu știu, mari antrenori, de la mari scriitori, de la mari sportivi. Ce să spunem acum? Hai mă, dă-te încolo de bun fotbalist, că aducem, nu știu, judocanul respectiv și îl băgăm pe la în teren, că e nou. Nu am mai jucat fotbal până acum și vă aduc eu probe, că nu am mai jucat, că am făcut numai judo. Dar dacă e fotbalist de perspectivă, și iar eu am făcut lucrul ăsta și iar s-a oprit. Am spus și am finanțat și am demarat și am creat suportul financiar ca la Hunedoara să pregătim tineri fotbaliști.
și la Deva să gândim lucrurile spre handbal. Să dăm tinerilor noștri, celor talentați, o perspectivă, că dacă micul sportiv, talentat, că până la urmă o carieră sportivă cu potențial se naște și pe talent. Se duc și la stadion găsesc lacătul, nu găsesc un antrenor potrivit sau antrenorul nemulțumit. Atunci perspectiva lui, valorificarea talentului sportiv se încheie. Și atunci a spus, vom finanța pentru tineri fotbaliști la Hunedoara, echipament sportiv, teren adecvat, vestiar adecvat, antrenor adecvat, și dacă și-l ducem și-l scoatem din vârsta junioratului și de acolo apare perspectiva, că nu poți să faci performanță, ce să spun, că facem noi și batem pe Juventus sau pe cine. Nu. 1% sau 1 la 1000 poți să ajungă la nivel, dar tu trebuie să-i dai startul. Așa îți faci, așa răsplătești pe părinților care plătesc impozite. Nu știu, că și s-a atrofiat și foarte mult responsabilitatea și iar am văzut asta în zonă. Dar nu-i corect. Eu nu spun că lucrurile funcționează acum bine sau prost prin viziunea celor ce administrează. Dar nu-i corect față de cel ce plătește impozite să nu tu ca administrație să nu girezi față și cheltuirea banului public. Adică vii și ceri firmei, spui trebuie să plătești 10.000 de lei impozitele. După care banii odată încasați se cheltuie cu o foarte mare lejeritate. Și eu cred că asta înseamnă politica. Politica trebuie să însemne și echilibru. Și nu luptă între diverse categorii din societatea românească. Îmi cer scuze. Nu văd când puteți să vă cereți scuze. Vreau să vă spun, ați întrebat, da. La un moment dat ați lăsat o întrebare, dacă mi se pare normală împărțirea asta între bugetari și privați. Dom'le, sincer, nu mi se pare normală, dar la fel de anormală mi se par salarizările și mai mult decât atât ținecurile primite de gagica lui nu știu cine, de fina lui nu știu cine, de sora lui nu știu cine, care vin și lucrează în administrația locală sau la stat, la bugetari, au salarii de 10.000 de lei sau de mii de... Ce vorbești? Că la bugetarii chiar sunt foarte mari salariile. Deva, de exemplu, este un oraș de bugetari. Aici întâlnim și finul, și nașa, și copilul, și pe toată gașca. Da, asta nu mi se pare normal. Nu mi se par normale sinecurile astea. Foarte mult avem astăzi guvernarea PNL. Au atacat foarte mult PSD-ul pentru asemenea practici pe care le-ați enumerat. Mă așteptam... Lăsați, că au fost și da? Pe vremea PNL-ului, no. Și pe vremea da. PDL-ului. Și PNL-ul a ajuns cu un guvern minoritar, da? Să învingă o majoritate în Parlament și cu acuzațiile pe care noastră le-ați enumerat. Eu nu acuz, că nu sunt nici cu un comisar care să acuze. Prin faptele, exact, prin faptele pe care le-ați enumerat. Așa. Au venit ei și au îndreptat sau au făcut aceleași proceduri. Domnul, de asta și acum vin eu și spun toate ce spun. Toate partidele care s-au perindat nu mai din punctul meu de vedere până acum la guvernare au avut proștilor pe care au pus pe funcții de conducere. Toți. În detrimentul celorlalți. În detrimentul cetățeanului, în primul rând. Exact. Dar nu despre asta este vorba. Mergem la tânărul domn avocat, la domnul Cristian, da, așa am reținut bine. Și vreau să-l întreb, domnule Cristian, aveți de gând să inițiați și proiecte de hotărâre, dacă ajungeți proiecte de hotărâre de Consiliul Județean, dacă ajungeți consilier, sau veți fi și dumneavoastră o masă de vot acolo de la Pro-România? Evident că... Întrebările mele nu sunt tocmai ușoare, chit că e emisiunea de promovare electorală,
Dar totuși, oamenii sunt oameni și am impresia, adică știți cum e, telespectatorii noștri sunt mai inteligenți decât ai lor. E o vorbă. Și atunci nu putem să jignim inteligența nimănui. Vă rog. Da, evident că dacă voi ajunge în Consiliul Județean, îmi doresc să promovez proiectul de hotărâre de Consiliu, în special în ce privește investițiile directe în acest județ, având în vedere că a rămas puțin în urmă dacă îl comparăm cu județele limitrofe, Timiș, Arad, Caraj și chiar Alba, care eu consider că este puțin înaintea județului Hunedoara. Care ar fi motivul pentru care a rămas în urmă? Investițiile, atragerea investițiilor directe. Cred că aici cine poartă vina? Adică cineva trebuie să fie de vină pentru chestia asta. Dați-le peste ochi acum, că acum e momentul. Păi cred că celelalte partide care au promovat, eu consider greșit, politicile de investiții, nu avem infrastructură, vedeți și dumneavoastră, nu de mult s-a terminat autostrada, care totuși mai avem 12 km la Coșevița, întrerupere, Valea Oltului la fel, nu știu când o să se termine, pentru a avea o autostradă continuă până în portul Constanța. Puteți interveni oricând simțiți nevoia, domnule Grigore. Bun, am înțeles, astea nu sunt chestii județene. Acum, dumneavoastră nu candidați la deputați, candidați la lista de consilieri locale a județului, județeni. Și în ce privește chestiunile județului, dacă observăm, să dăm așa ca exemplu, Vața, în care a fost o stațiune cu hotel de 4 și 5 stele, a fost lăsat în paragină tot de guvernările anterioare, practic s-a închis o stațiune care putea fi promovată la fel ca și celelalte. Cum e, domnul Gligor, Hunedoara, turistic sau aici, industrial? Ce județ suntem? Da, că nu mai înțeleg. Aici, bun, din păcate, sunt un complex de cauze. În primul rând, Hunedoara cu potențialul său uriaș monoindustrial pe zone de siderurgie și zona minieră. Da? Și lipsa de soluții coroborată, da, și cu ce să spun, calitatea unor politicieni care se puteau bate mult mai mult pentru acest județ, da. La București se cam discută în felul ăsta, ce vrei pentru județ sau ce vrei pentru tine ca reprezentant. Și atunci, sigur, multor mai comod, păi eu vreau, aș vrea să fiu un flus de listei acolo și lăsați, faceți, eu țin minte că am avut niște meciuri foarte dure cu reprezentanții de la Arad, când cum dezvoltăm județul, pe nu că acum trebuie să dezvoltăm Aradul, că au avut rezultate politice mai bune sau ce. Ce vorbiți? Adică de ce? Impozii de plătim la fel în țara asta. Și atunci e normal să ne dezvoltăm, să primim sprijin la fel. Eu cred că ar face obiectul multor emisiuni de ce județul Hunedoara avem timp, a rămas în urmă, pentru că sunt cauze complexe. Dar aici ca discutat și sigur e și cum spuneți dumneavoastră, nu fac obiectul, însă dacă mă întrebați pe mine, unu, sistemul administrativ din România trebuie reformat, impactul unui Consiliu Județean în viața socială și economică a județului e minor. Adică gestionăm drumurile județene și nu avem niciun cuvânt de spus decât un fel de lobby pe drumuri naționale, pe autostrăzi, drumurile comunale. Drumurile sunt și noi ne lăudam în județul Hunedoara că avem cea mai rețea lungă, rețea de drumuri județene. Ce a fost atunci? S-au gândit la momentul respectiv că dacă lungim rețeaua asta, și atunci au fost și foarte multe intersecții, dar nici nu știu dacă s-au clarificat până sau până s-a, și cu drumuri forestiere, care figura și ca drum forestier, și ca drum județean, că s-a zis, vai, dacă lungim o să primim mai mulți bani de la București. Ceea ce până la urmă nu s-a demonstrat, că uite, n-ai fost capabil să menții în condiții bune, foarte bune sau măcar bune rețeaua, chiar dacă după atâția ani și după atâția bani cheltuiți și porțiuni de infrastructură rutieră județeană care corespunde calitativ, dar faptul că încă nu se întreține, apare o groapă și aia stă luni de zile acolo, după care, după luni de zile se intervine, se repară, după care după două luni iară e la loc. Alt lucru.
ar trebui să discutăm și de calitatea lucrărilor. După care vegetația năpădește, de, curăță mașinile frecând vegetația. Asta iară nu e în regulă și asta înseamnă lipsă de responsabilitate. Dar nu, eu cred că era normal și de responsabilitate și cu tot ce, cu tot ce înseamnă asta. Dar eu am un off la ce a spus Cristi, că de exemplu, da, asta trebuie din punctul meu de vedere redefinit rolul administrațiilor. Că discutăm de că avem un minister al dezvoltării în România, Ministerul Dezvoltării, încă o dată, Ministerul Dezvoltării României. Ce înseamnă? Văd că se fac drumuri peste deal, să mai fac și lucruri bune, se fac trotuare, dar încă o dată, e Ministerul Dezvoltării României. Și atunci, o stațiune cu un potențial balneoclimateric ridicat e în paragină. Vă referiți la Giurgiu? Mă refer... La Vața? Dacă vreți la Vața, mă refer dacă vreți la subdezvoltarea și de la Giurgiu, că e față de Vața, e funcțională. Mă refer la Herculane, dacă doriți. Pentru că și împărțirea asta în județe e deja oarecum cam depășită. Ne batem pentru județ și facem pentru județ când Europa și-a rupt granițele. Dar dacă am putea, dacă am putea să fim mai feroce în a delimita Valea Jiului de Gorj, mare câștig ăsta. Două zone miniere. Eu zic să-l facem județul Valea Jiului. Că încă o dată. Interesant. Încă o dată. Da, eu cred că și acolo pentru unii ar fi o foarte formă interesant. Administrativă modernă se lasă așteptată. Și în Valea Jiului. Ar ministerul. Păi, cred că astea sunt cauzele, prizonieratele. Ministerul Dezvoltării României. Cu asta se ocupă. Cu trotuare, cu mai un teren de sport, cu dezvoltarea României ar însemna și relansarea. Relansarea unor zone cu potențial economic. Că discutăm de, și atunci spunem, noi susținem și promovăm turismul. Iar am avut o experiență sunt un județ că la momentul respectiv, acolo am explicat-o la momentul respectiv, a fost o neînțelegere să se construiască de către Consiliul Județean, acvaparcuri în județul Hunedoara, crezând că cofinanțarea va fi de 2%. Nu, cofinanțarea s-a demonstrat că e 60% și atunci aportul ar fi depășit puterile Consiliului Județean. Dar gândirea era să se facă nu unde erau condiții de eligibilitate. Una era Vața, să se înceapă cu relansarea activității turistice, ci să facem, dacă se poate, nu știu... mi-amintesc acum, și la Lupen, și la Vulcan, și la Urican, dar chit că acolo nu puteai să le faci, că nu era zonă de eligibilitate. Dar am explicat astea la... eu cred, rămâne să cred în administrație responsabilă. Domnule, din ce spuneți dumneavoastră acum, e interesant, pentru că dumneavoastră candidat pentru funcția de consilier județean, dar așa, să-mi spuneți dacă am înțeles greșit, așa mai cu mantă, îmi spuneți că consiliul ăsta județean nu prea mai are rostul, de fapt. Am înțeles eu greșit? N-ați înțeles greșit, dar putem... lucrurile sunt așa cum am spus. E nevoie. Structurile noastre administrative și cu atât mai mult Consiliul Județean trebuie să țină pasul cu dezvoltarea societății. Adică reprezinți județul Hunedoara, dar le reprezinți cum? Îl reprezinți așa, cu un mandat foarte limitat. Adică asta înseamnă un județ. Drumuri județene? Nu, înseamnă. Și rețeaua de drumuri comunale înseamnă și drumurile naționale și zona de autostradă. Asta înseamnă infrastructură. Nu ai niciun cuvânt de spus în zona asta. Dar un exemplu, și atunci spui, păi, indiferent cât ar fi de bună rețeaua de drumuri județene, tot nu te-ai ridicat la înălțimea așteptărilor. Dacă discutăm de educație. Educație?
dacă discutăm de educație, iar impactul unui Consiliu Județean în zona de învățământ e limitat. Mă rog, atâta că mai da? E și... Ok, mai un sprijin, mai ceva. Apropo mai de sprijinul ăsta, facem o mică paranteză în emisiunea asta și vă întreb, anul ăsta am avut marele noroc să nu mergem pe la ziua comunei, ziua orașului, ziua nu știu cui. Doamne ajută! Au scăpat banii neatinși și necheltuiți aiurea cu 1000 de euro pe lătrăi. Da, să nu-i subestimăm pe cei care făceau un sport din zilele localităților. E un sport foarte tare. Banii dar... cred că au găsit ei. Nu, bun, n-au mai existat. Alternativă. Asta. Acum n-au mai luat nici lăutarii, nici 1000 de euro de la buget pentru 40 de minute de lăluială. Da, mă rog. Altceva vreau să vă întreb. Ați fost pe la astfel de manifestări, nu? Categoric, da. Dar de ce ați fost? Prima întrebare și o să vă rog să-mi răspundeți scurt. De a fi alături de oameni. Nu știu, de oameni, de prieteni. Bun. Din comunitățile respective. Ați prins momente când venea primarul, da? Se urca pe scena aia mai mult sau mai puțin frumoasă, pompoasă, fastoasă. Și alături de și l-invit pe alături de mine pe președintele Consiliului Județean, domnul X, căruia îi mulțumesc în mod deosebit pentru sprijinul acordat, pentru faptul că ne-a sprijinit primăria și așa mai. Ce părere aveți de chestiile astea? Să spun acum campania electorală. Eu am mai spus-o și în emisiunea. Unele evident că au fost și nu mascate, că nu, evidentă campanie electorală. Nu. Mie mi se pare absolut grețoasă, să mă scuzați că folosesc termenul ăsta și vă spun și de ce. Eu rămân să spun că campania electorală noastră o definiți. Dar nu campania electorală, că dacă era cu 2 ani de zile, nu era campania electorală. Dar tu, primar de comună, de oraș, de ce ai fi, să-l chem pe președintele CJ-ului pe scenă și să faci acolo sluji în fața lui. Mulțumim pentru sprijinul acordat domnului... Dar ce bă, de ce trebuie să-i mulțumești pentru sprijinul acordat domnului președinte? Păi de ce e domnul președinte? Ce sprijin ți-a acordat ție, domnul președinte, că ești primar? Păi nu de-aia e președinte să vă sprijine pe toți primarii, indiferent de culoarea politică? Și cu ce l-a sprijinit? Cu un băț, cu o cârjă, cu ce l-a sprijinit? Adică ce a făcut președintele ăla de Consiliul Județean de la zilele comunelor și nu știu ce, îi s-a aduc atâtea osanale și mulțumim altceva decât să-și fi făcut datoria pentru care a fost investit cu voturi? Zic și eu, întreb ca prostul, spuneți-mi dacă greșesc. Categoric da. Deci asta e echilibru, asta e normalitatea. Așa ar trebui să stea lucrurile. Așa ar trebui de nu stau așa. Da, uite, mi-a plăcut foarte mult, citeam undeva că ai mulțumi unui politician pentru pentru alocarea de fonduri din bugetul public, e ca și cum ai mulțumi bancomatului că ți-a dat bani de pe cardul tău. De da. Adică e ca și aia, da? Cu primarul care postează... Mulțumesc că mi-ai dat, vezi, banii da, tăi. Care postează, da. Am făcut școala, nu știu ce. Felicitări, mulțumim, domnule primar. Ia mai du-te, bă, încolo. Dar de ce să-ți mulțumesc? Până la urmă, nu de-aia te-am pus primar, ca să faci... Nu? Da, ele pornesc până la urmă... Nu știu, că din ce, domnul pornește din de slugărnicie? La... Din ce? Nu ne-a din faptul că ne-a plăcut da, să stăm în genunchi? Și din slugărnicie, dar să știți că și mulți n-au curajul să lupte. Nu? Să știi că nu-i simplu să lupți azi în România. Și n-a fost simplu nici ieri. De ce? Ți se mai răpun în pentru că te înfrunți, da, categoric, te confrunți da, cu interese majore. Pumnul în gură se bagă foarte perfid. Nu se bagă direct, foarte perfid, nu aveți că ți se întâmplă ceva și în prima fază nu-ți dai seama de ce, nu știi de unde. Ceva și nu știi da? Cine, ce. Vin, după aia ești trecut așa la index, trecut în de, a, ăla cine, nu știu, ce, nu, noi suntem grozavi. Păi tocmai am făcut alocările pe care spuneți că nu-i deloc și nu-i deloc normal să... să se întâmple, pic, să se întâmple să felul ăsta. Și știți ce se întâmplă? Că atunci, camora, și atunci că de sus, Sicilia. Să știți că de sus îi cere primarului, pe fii atent, dacă vin eu acolo, mă urci, mulțumești, dacă vrei, ca și la anul să primești banii. Că trecem în zona respectivă de abuz și iar am discutat-o la momentul respectiv. Repartizarea banilor trebuie să aibă la bază niște
criterii clare. Adică când ai alocat, să poți explica clar cetățenilor, astea au fost prioritățile care au stat la baza deciziilor mele. Altfel, ca să spui, păi că așa vreau mușchii mei, o spui într-o formă sau în alta, nu e deloc în regulă. Dar dacă comportamentul unor asemenea politicieni n-a fost sancționat, pasul următor este că ei cred că așa e bine. Și atunci așa vor face. Ce domnul avocat de chestia asta? Cred că se practică. Și avocat cu atât mai mult. Ați avut și spățe penale, mă gândesc. Nu, din păcate nu am avut. Eu lucrez mai mult pe comercial și civil. Am înțeles, dar aveți cunoștință despre dreptul. Da, din păcate se practică. Sau s-a practicat la toate partidele. Situația este îngrijorătoare. Noi încercăm să schimbăm, să promovăm o altfel de politică, o politică a meritocrației, de aceea am pornit și cu mulți tineri, cu elan și sper să scoatem un scor bun în aceste alegeri. Am văzut că ați propus pentru președintele Consiliului Județean un tânăr, pe Dacian Ciodaru. Da. De ce Dacian Ciodaru? De ce îl susțineți pe el? Cred că Dacian a reușit în activitatea lui, lucrează de mult timp la primăria Simeria, se ocupă și, am înțeles, în primărie de programele europene, în ce privesc investițiile. Cred că este un tânăr competent care merită să fie promovat. Domnul Grigor, mai avem maxim 4 minute de emisiune. De ce ar trebui să voteze oamenii în 27 septembrie pro-România? 27 sau 28? M-am defazat. Da, 27 acum. Sau poate mai avem să discutase la un moment dat și de pe parcursul așa, două zile, dar nu cred că se va întâmpla asta pentru că pot apărea alt gen de probleme. Deci de ce ar trebui să vă voteze lumea pe dumneavoastră, cei de la Pro-România? În primul rând, pentru că Pro-România se luptă și și-a propus un alt tip de comportament politic. Un comportament politic în care miza activității celor ce fac politică și celor ce solicită și primesc voturi să fie cetățeanul. Lucrurile sunt mai simple decât modul în care prin diverse pârghii și moduri și instrumente, ele ne sunt prezentate complicat în viața noastră. Vai, nici nu vă dați seama ce complicat e să construim un spital care să vă furnizeze sănătate. Păi să vedeți că mai trebuie să încheiem contract și cu ăla, mai trebuie să facem și cu ăla, mai trebuie să facem și aia, mai costă și alea atâta, mai trebuie să plătim și medicii. Nu, lucrurile sunt mult mai simple când îți fixezi acest obiectiv. Și Pro-România de la premizele acestea și-a început activitatea. Bun. Și dumneavoastră, ce spuneți? De ce ar trebui să voteze oamenii Pro-România? Pentru că este un partid tânăr în construcție. Am mai precizat că promovăm altfel de politică și cred că suntem altceva decât celelalte partide. Am înțeles. Domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dorin Grigor. Și noi vă mulțumim și ne vom ține de cuvânt. Dorin Grigor, candidat pe listele de consilieri județeni Pro-România pentru județul Hunedoara. Și domnul Cristian, îmi scapă numele de familie acum, Vârdea. Candidat tot pe listele de consilieri ale Pro-România pentru județul Hunedoara. Încă o dată mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept pe parcursul campaniei electorale. Vă doresc succes în alegeri și să auzim numai de bine. Mulțumim. Stimați telespectatori, sunt Adrian Simă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine.